Primarul Timișoarei, Dominic Friț, anunță că au fost reluate lucrările la turnul de apă din Iosefin după nouă licitație pentru constructor. Lucrarea este una complexă de transformare a unei clădiri istorice, industriale, într-un centru cultural modern și accesibil tuturor. Primul constructor a eșuat în a duce la bun sfârșit șantierul și a trebuit să reluăm întreg demersul de contractare a unui nou constructor. Sper că acesta a înțeles miza și importanța acestui proiect și va respecta clauzele contractuale pe care și le-a asumat. Suntem atenți să respecte și graficul de timp, dar și calitatea lucrărilor, anunță Dominic Friț. Turnul de apă este emblematic pentru Iosefin și reprezintă un punct important în strategia primăriei Timișoara de renaștere a cartierului.